Salutare și bine ați venit la cursul suplimentar pentru vorbește germană după o oră. Unde vom învăța cuvintele și propozițiile pe care din diferite motive nu le-am putut adăuga în cursul de o oră. O să începem lecția prin a pune cuvintele ce vor fi folosite de-a lungul acestui videoclip în partea de jos a ecranului, pentru a face învățatul mai ușor pentru toți ce vor să învețe limba germană indiferent de nivelul la care se află. Vom începe cu ein Scherz. Scherz. Ein Scherz, care înseamnă o glumă. Apoi, möglich, care din videoclipul precedent știți că înseamnă posibil. Die Wahrheit. Die Wahrheit, care înseamnă adevărul. Și es va, care înseamnă a fost. Din nou, ein Scherz, o glumă, möglich, posibil, die VAHEIT, adevărul, es va a fost. Și o să începem cu prima propoziție. Es war ein Scherz. Care înseamnă a fost o glumă. Ein Scherz. Es war ein Scherz. Es war ein Scherz. A fost o glumă. Sau am glumit doar. Mai departe, cum credeți că spuneți a fost posibil? Es war möglich. Es va möglich. Din nou, țineți minte că oul cu umlaut se citește Ö și nu O. Deci nu möglich, ci möglich. Es va möglich. A fost posibil. Și cum credeți că am spune a fost imposibil? Es va unmöglich. Es war unmöglich. Observați cum transformăm posibil în imposibil în limba germană, adăugăm U și N înaintea cuvântului möglich. Un möglich, imposibil. Es war unmöglich, a fost imposibil. Mai departe, încercați să spuneți nu era adevărul sau nu a fost adevărat. Es war nicht die Wahrheit. Es war nicht die Wahrheit. Ad am spuneți, era nu adevărul. Es va, nicht die Wahrheit. Nu era adevărul. Nu a fost adevărul. Acum, pentru a spune eu am spus, în limba germană putem folosi ich sagte sau ich habe gesagt. Prima variantă, adică Ich sagte se folosește de obicei în germana scrisă, așa că noi vom folosi Ich habe gesagt. Însă voiam să știți că există și varianta aceasta de a spune Am spus în limba germană. Ich sagte. Din nou, noi vom folosi Ich habe gesagt. Iar mai departe, încercați să spuneți Eu am spus că era posibil. Ich habe gesagt, dass es möglich war. Ich habe gesagt, dass möglich war. Aici avem cuvântul das, cu doi de s, d a s s, care nu trebuie confundat cu das cu un singur s. Acest cuvânt se poate traduce în română că. ți-am spus că ich habe dir gesagt, dass es möglich war. ți-am spus că era posibil. Ich habe dir gesagt, dass es möglich war. Kum Kreditskats punet, am spus geyraim possibel. Ich habe gesagt, dass es unmöglich war. Ich habe gesagt, dass es unmöglich war. Dass es unmöglich war. Ich habe gesagt, dass es unmöglich war. am spus Ich habe gesagt. Dass es nicht möglich war. Ich habe gesagt, dass es nicht möglich war. Dass es nicht möglich war. Am Spuskerau Am Glummer. Ich habe gesagt, dass es ein Scherz war. Ich habe gesagt, dass es ein Scherz war. Dass es ein Scherz, Erz, Scherz, dass es ein Scherz war. Am Spus gerauglummer. Schi cum credits am Spus ade worul. Am Spus ade Ich habe die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit gesagt. Ich habe die Wahrheit gesagt. Am spus adevărul. Mai departe vom încerca să folosim un pic din limba germană, care nu este atât de complicat precum poate ați crede. Și vom încerca să spunem I-am spus lui sau ei adevărul. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Eu i-am spus lui adevărul. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt iar pentru a spune eu i-am spus ei adevărul vom spune ich habe ihr die wahrheit gesagt ich habe ihm die wahrheit gesagt eu i-am spus lui adevărul ich habe ihr die wahrheit gesagt eu i-am spus ei adevărul mai departe vom încerca să spunem eu nu i-am spus ei adevărul Ich habe ihr die Wahrheit nicht gesagt. Adliteram, jo am je Wahrheit nu spus. Ich habe ihr die Wahrheit nicht gesagt. Jo nu am spus adeworul. Ich habe ihr die Wahrheit nicht gesagt. Mai parte vom volesi cuvântul, unmöglich. Și în limba germană vom uncer să spunem. Eu i-am lui că era imposibil. i im gesagt, dass es unmöglich war. Das es unmöglich war. Ich habe spus im gesagt, dass es unmöglich war. Das es unmöglich war. Acum vom trece de la ea și vom spune eu i-am ei că era o glumă. care în limba germană se spune Ich habe ihr gesagt, dass es ein Scherz war. Ich habe ihr gesagt, dass es ein Scherz war. Eu i-am spus ei că era o glumă. Ich habe ihr gesagt, dass es ein Scherz war. Iar dacă doriți să spuneți Eu i-am spus ei că nu era o glumă, nu era o glumă în limba germană se pronunță cu ajutorul cuvântului kein. Nici o glumă. Ich habe ihr gesagt, dass es kein Scherz war. Kein Scherz war. Yo am spus că nu era o glume, dar în limba germană vă spune că nu era nicio glumă. Și de aceea folosim kein. Ich habe ihr gesagt, dass es kein Scherz war. Ein mit einem ka in fața lui arată negație. Kein Scherz. Ein Scherz, kein Scherz. Akum vomun cercasus ponem ja jas pus lui ade Sie hat ihm die Wahrheit gesagt. Sie hat ihm die Wahrheit gesagt. Ja jas pus lui Wahrheit gesagt. Acum vom inversa ea cu el și vom spune el i-a spus ei adevărul. Er hat ihr die Wahrheit gesagt. Er hat ihr die Wahrheit gesagt. El i-a spus ei adevărul. Acum vom folosi din nou un möglich, adică imposibil, și vom încerca să spunem El nu i ja spus ei că era imposibil. Deci el nu ja spus ei că era imposibil. Er hat ihr nicht gesagt, dass es unmöglich war. Er hat ihr nicht gesagt, dass es unmöglich war. El nu ja spus ei că era imposibil. Iar acum vom folosi loc de unmöglich. möglich, și vom spune eu i-am spus ei că nu era posibil. Atenție că nu era posibil. Ich habe ihr gesagt, dass es nicht möglich war. Ich habe ihr gesagt, dass es nicht möglich war. Și mai departe ultimele două fraze, prima el i-a spus ei lum er hat ihr gesagt dass es ein Scherz war er el, hat ihr gesagt dass es ein Scherz war Und er hat ihr gesagt dass es ein Scherz war ultima propiti Eu i-am spus ei că nu era o glumă. Nu uitați că veți folosi kein, kein Scherz, nici o glumă în limba germană. Așa dar veți spune: Ich habe ihr gesagt, dass es kein Scherz war. Ich habe ihr gesagt, dass es kein Scherz war. Kein Scherz war. Eu i-am spus ei că nu era o glumă. Bun. Și acesta este suplimentul pentru cursul Vorbește Germană după o oră. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem în videoclipul următor. Andrei aici vă urează mult succes în continuare!